lume, ce faci? Where's my vișnată? Wow, nice. My vișnată is your favorite? Nice. Come on, my uncle is Romanian. Babuși! Big Ben! Big Ben! Te-l pun la loc? M-a făcut să plătesc? L-am plătit? Băi, asta eu asta nu înțeleg. Acum cum știe el că ai pus două de alea? Asta e, frate, cum scanezi prin asta? Bun, cum e cu Mircea Lucescu? Eu acum pun întrebările. Bă, ce să zici absolut nimic. Subscribers, multă muncă, Fiverr, Dodge, Viper, Oki, Sniper, Goat, Capra, On God, Bible, Food, Diver, e foame mare. Știi ce-ar merge? Cu suc. Păi, necosul, mă. Bă, nu ai... Bă, am nimerit la dubioși ăștia și m-am oprit un pic. Dragilor, haideți că am ajuns în cameră. Ce mai scria atunci când a venit confirmarea rezervării este că este o cameră pentru persoanele cu dizabilități friendly, din punctul ăsta de vedere. Poți să dai lumina mai așa. Ia uite aici. Ia uite aici, roșu. Albastru. Verde, boom, șacalaca. Hai să vedem și baia, pentru că are ușa asta mare. Să încapă scaunele acelea mai speciale. Ia uite. Boom, te pui aici, nu știu ce. Chiuveta mai la nivelul respectiv. Am și două păhăruțe. Și le piece de résistance. Duș cu scaunel. Show pic obosit. First floor. Asta e camera mea. Haideți că am ajuns bine. Neața braconierilor. Bă, cam frig. Cred că am uitat să dau drumul la căldură. Planul de azi. Ne vedem cu Alexanu și o luăm din loc. Hai că s-a făcut nou între timp. Ăsta e hotelul unde stau eu și ăsta ar trebui să fie hotelul unde stă Alexanu. Hotel Indigo. Bă, deci am ajuns în camera lui șef, șef la Misu. Mișto loc. E camera mai regală așa. Bă, ce cald e la tine. Ia, hai să vedem un baie. Că baia interesează. Da. Da, că na. Bă, baia e mai ok ca la mine. A, geam, mă, uite, are view. Boșilor, plecăm în oraș. Încă nu vă spunem unde ajungem azi, că cine știe, poate nu mai ajunge. Verificăm un pic Londra. În perioada cea mai turistică, aș zice, când e vremea a mai posomorâtă, am venit să mâncăm. Am venit până la Londra să mâncăm. Da, ți-e poftă de ceva și zici, bă, nu băgăm un Ryanair până la Londra și mâncăm la Borough Market sau ceva? Deci acum planul care? Suntem aici la Tower of London, Tower Bridge, The Shard,
tot ce vreți voi, le știți. Da. Noi le știți, bă, sunt toate 500 de metri, nu e așa mare. Bă, noi nu am venit să vă facem o expertiză turistică. Da. Mergem să căutăm ceva de mâncare. Da. Că am înțeles că pe asta sunteți fierți. Da. Cu șefii voștri preferați. Că șefii, că s-au mutat, că studio, că nu mai mănâncă mult. Că... Bine, poșilor, am zburat până la Londra. Da. Noi suntem acum înainte cu vreo 3 ore de meci. Da. Și știți cum e cu meciurile și cu noi, dacă știți. Da. Trebuie să băi, băi, să găsești stadionul. Da, asta e problema asta noastră problema. În general. Și mai avem o problemă cu, bă, nu... Ori avem VIP experience, da. Ori nu avem nimic. O rețeapă. Ne-am luat niște bilete să-l vedem pe Drăgușin. Da. A, să-i scriu lui Drăgușin, mă. Și ai net să-i scrii? Nu, dar nu zice asta pe cameră. Nu înțeles că am roaming, ce aveți? Bă, deci la britanici aici, pe marginea apei, știți cum sunt extintoarele la noi în pasaj, la Unirii? Aici sunt, bam, tragi, la și acolo și bam, bam, și îl tragi înapoi. Și l-au pus în asta ca să nu îl fure. Să nu facă bălăceală românii. Bă, dar uite ce gunoi e pe aici, dacă era așa gunoi în București, Nicușorul era răstignit. Turiști ăștia ne strică țara. Că-s britanic acum. Zici că turiștii au făcut gunoi ăsta? Păi, dar doar nu londonezi. Londonezi, eu zic că londonezi. Nu. Nu știu dacă au zis că avem la vaiele astea super profi. Ia, hai să arătăm aici. Hai de capul meu. 13.50, ești nebun? Ieftin? Da. Boșilor, am ajuns la Borough Market. Era una dintre ideile voastre de pe Instagram. Noi am zis să mâncăm ceva ce nu găsim în România. Da, nu, hai să căutăm. Aveți. Venezuela n-are pas. Sunt ca niște gogoșele, așa pare. Da, nu, sunt gogoși. Gogoși noi nu vrem. Știți că noi suntem pe carne. Asta da. E. Uite și niște sosuri. E un pic obor aici. Da, păi la obori și că te-am adus. Hai să vedem prețul legumelor. Și prețul fructelor. Hot juice. Bă, hot juice cred că supă. Bă, da, au mentă. Mamă, ce este astea de aici? Bă, da, au mentă pe lângă toate, cred că le dă bus la gust sau ceva. Arată și bine verdele ăsta. Da, 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 da. Dar uite aici, numai căpșuni parcă. Bă, căpșuni, a? A, căpșuni cu ciocolată. Căpșuni. 8 lire 50. Mult. Same different stage of cooking. Oh, nice. Oh. That's in the middle. Oh, this is the end. So nice. Yeah, so nice. Deci ne-a explicat pentru cine nu știe engleză. Așa începe pe aia, asta e la mijloc, la fierbere și acolo e servirea. Ceapă, cât e legătura de ceapă, mă? Bă, nu știu, dar pare scumpă, că... pare scumpă. Scumpă, da, atâtea lire. Eu zic că dacă ar veni Virgil cu niște ceapă aici... Da, arupe. Arupe. Prietenul nostru cu ceapă. Bă, dar ce coadă e aici? Să cumpere... E ia... patiserie din aia ca la romană, la noi. Ia, hai să vedem ginger un pic. Ginger pig, mă. Hai, mă, să luăm de la ginger pig. Trebuie să stăm la coadă. Beef horse, horse, da, da, da. Horse radish. Zici să nu stăm la coada asta că e mare? Dar totuși pentru că e coadă, mă. Ah, free sample. What is this? Mushroom risotto. Mushroom risotto? It's wild mushroom risotto, sir. It's made with organic spent instead Arde? Of rice. And there are 15 varieties of mushrooms. All of them here, sir. Ah, e absolut. The best mushroom we use are the lion's mane. It's a, yeah, it's really good. Thank you, boss. Try the mushroom first. No, no, we're good, we're good. Thank you. A încercat una să-mi ia portofel. Aici arată astea foarte bine. Ha, extraordinar. Hai, băgăm o gogoșică de asta? Începem cu dulce, ne se face rău pormă. Bine, ai dreptate, venim după aceea. Hai să băgăm o gogoșică. Ia, ține, filmează tu. Ia două diferite și facem jumătate. Da. We would like one cheesecake, one chocolate. Thank you. Yes. Come on, have a try. They're the best chips in England. Best chips? That's right. Come and try. Best chips. Bă, tot cu cartofii faci treabă. Nice. Am luat noi gogoșile astea, dar... Nice. What language you speak? Thank you, guys. Romanian. We're Romanians. Man, ce faci? Where's my vișinată? Wow, nice. My vișinată is your favorite? Nice. Come on, my uncle is Romanian. Really? Ah. Yeah, that's right. Nice. I got half English, half Romanian cousins. We're filming for Romania, yeah. And we're gonna announce to Romanians that they should come and buy from come here because on. It's a kind of half Romanian business, I guess, right? Come on, that's yeah. Right. Perfect. Thanks a lot. To triple cooked chips, very good. Bă, dar România efectiv peste tot. În toate neamurile ne-am integrat. Mamă, abia aștept. N-am mâncat nimic de ieri. Dragilor, prima furculiță la Bread Ahead Donuts. Adu-o că aici. Am căutat carne, dar... Adu-o aici, o să vadă oamenii. Ia uite. Superb. Hai, eu iau direct cu ăsta, cu moțul. Jumii jumătate, da? Cu moțul, da. Dă-l încolo, moțul e al nostru. Da, hai. Un loc câte... E plină de ciocolată interioară. E goală aia? Nu, dar e... Cheesecake.
A ta cred că e mai bună, sincer. E super bună. Ia, ia că iau eu acum o gură și pe aia termin. Mamă, ce ciocolată ai. Greșeală masivă să începem cu asta. Greșeală masivă. O să ne se plece masiv orice mâncăm. Zici? Păi? Bă, 4 lire, 50 bine investite. Nu-mi pare rău de ele. Bă, oamenii, o foame, nu mai pot. Free sample. Mamă. E bună tare. Da, hai, hai să iau. Mergem pe aici. Mamă, e cu fineti sau cu ce e? Mmm, foarte bun. Ce este? Pate de ciuperci. Mamă, numai cu ciuperci au ăștia aici. Ce bun e? Păi, da, spui. It's incredible. It's incredible. It's really good. Mai faceți noi reclamă că ne-a ajutat băiatul. Și că încolo. Bă, da, bă, bun. Pare că mâncăm bun. Gratis bine. Bă, hot tip de la șefii voștri preferați. Mergeți. Voi mergeți și vin oameni și vă dau sample-uri. Pe sample nu trebuie să mai cumperi dacă luăm kebab. Yes. Hai. Mamă, și o bere doar 3 lire în plus. Și au și o bere. What would you recommend with beef? We have like lamb and chicken. Yeah. It's come like that. Fresh bread, like there. Yeah. One salad. Okay. And one chicken, one lamb. Okay. We want two of those. Yes. Yeah. That's two Mexican rolls, yeah. And one beer. We see that you can add a beer to any grill. One beer? One for each. It can. Asta-s meniurile, guys. Și na, irachiană încă n-avem în România. Bere, nu știu dacă e irachiană, dar na, ne-a dat o bere. Suntem aici la Juma Kitchen, Irachian Kitchen. Poftă mare și la mulți ani. Prima bere. Bere. Bere de stadion. Am luat spicy, am luat același chestii la amândoi, dar la tine am luat spicy și mie mi-a pus un sos mai barbecue, așa. Lamb și chicken. Mâncare irachiană prima oară în viața mea. Prea vruzea. Nu e picant, nu. E sub sriracha. Da, uitați-mi că mie nu-mi place oaia. Ah, nu. Ce? Lambul? Parcă îți dai seama că a fost ceva tânăr. Multă ceapă. Pâinica asta e bună. Nu pot să zic că, bă, cea mai bună chestie pe care am mâncat-o vreodată. Dar noi am făcut asta pentru voi. Ca să încercăm știți. Mâncare irachiană. 1,5 milioane. Eu o convertez mereu. Bă, știi care e faza? Că la noi e shawarma. Că asta e o shawarma deschisă, da? Îți dă mai multe roșii, mă. Îți dă mai multe legume de alea bune. Mm-hmm. Hello. Can we chat? Sure. Bă, deci la ultima asta, unde ne-am luat coconut pancakes, au venit ăștia de la security că, bă, ce faceți vlog? Sunteți șef la furculițe din România? Și noi am zis, da, bă, ce bine că ne știți. Și au zis, a, trebuie să aveți o permisiune specială să faceți vloguri din astea mai profi. Bun. Și asta ni s-a întâmplat, de asta n-am mai prins și partea în care am comandat. Am luat coconut pancakes de la un ăsta tailandez. Și am ajuns la concluzia că ar merge nevastă tailandeză. Tu ai ajuns la concluzia asta, nu eu... Adevărat, tu ai zis. Dar acum că nu-i pe cameră, îți arunci pe mine. Tu ai zis acum, că sunt ok femeile tailandeze și acum, eu am tras concluzia că... Acum eu sunt pe cameră. Tu ești pe cameră și tu ești aproape căsătorit, sunt de acord. Da, da. Pentru mine ne gândeam. A, pentru tine, da. Bă, pentru tine ar merge o femeie tailandeză. Da. Că are două avantaje masive. Unu, bă, nu știi niciodată vârsta. Poate să fie și un dezavantaj, normal. Normal. Dar am privit partea plină a paharului. Și al doilea avantaj este că sunt mai liniștite. Da, mă, n-ai probleme cu ele. Da. Nu că cu voi celelalte fanele noastre da. Am avea probleme. Dar știți ce ne referim? Ne referim că dacă noi greșim, voi ne spuneți. Da, ele cred că nu zic. Nu zic. Și acum întrebarea fanelor este: dar nu vreți să știți când greșiți? Bineînțeles. Bineînțeles. De asemenea, avem și pe voi on the side. Dar acasă, fata din Thailand. Acasă, da, pentru acasă. Știu că ne grăbim, dar... Da, cred că sarți. Stai un pic. Vreți să vă spunem pe scurt cum se face? Lapte de coconut, puneți în tigaie. Bă, sunt bune, dar știi ce? O să avem noi problemă? Mm. La stomac. Aveți ce? Facem la Tottenham. Dacă ajungem. Status bilete Tottenham este că noi le-am primit. QR coduri, așa trebuie, nu? Cu George, Dumitru și Alex ne îndreptăm spre stadion. Sperând, încă sperând că intrăm.
Am luat niște bilete de pe net. Asta e povestea pe scurt. Am trecut de primul checkpoint. Suntem la 200. Mai trece, mai trebuie de security. Mai avem un security, dar ok. Bă, băiatule! Bă, cât de frumos e! Unde-i drăgușirea asta? Hai repede la el! Unde-i drăgușirea? Rândul 8! Se aude comentatorul ăsta pe fundal, dar am ajuns și la Tottenham Aston Villa. Bă, da! Oare că stăm în picioare aici la... Bă, ești nebun! Ești nebun! Zoom pe drăgușin! Doamne, doamnelor și domnilor, dacă nu-l văd. Uite mă acolo, numero? Are mingea. Mama, da cu stângul. Frumos, direct la băiatul nostru. Mai ține până la el, mai ține până la el. Că îi mai poro? Îi mai dă o pasă, îi mai dă. Își dă tricoul jos, ia uite-l. Și-a dat jos tricoul. Bă, dar ce frumos e. Băi, cel mai frumos bărbat. Mă simt mai fericit că îl vedem pe Drăgușin, că așa cu toate ham nu țin, dar să venim la un meci de Premier League în Londra, mai încercați voi asta. E fantastic. Urați în succes. Dar vorbește că te auzi. Mergem, bă, da, vezi cu filmat un baie. Da, da. Că e rău tare. Mă bag și eu frumos în colț ca românii. 3 beers and 3 sausage rolls. Bă, da, ce cald e. E fierbinte, bro. Bea un pic din paharul ăsta. Poți? Te descurci? Incredibil, bă, ce țeapă. Incredibil că nu te deci poți să bei bere, poți să bei bere, dar nu poți să bei în interiorul stadionului. Vă ține gâlcă? Da, clar. Gâlcă. Ia-l meu ăla, poate. E filmat? Da. Dragilor, poftă mare și la mulți ani. E rece, bă. Bă, vorba aia. Ia-l și aia, că n-a stat mult pe jos. Ne-am luat un porc sausage roll. Deci un cârnat în patiserie, nu? Cum e? Bă, nu vii! Nu vii la Londra pentru mâncare! Da! Hai, ne uităm pe ecranul ăla la meci, mă, mi-a mai ieșit pe ăla. Mamă, dacă dă Drăguși în gol, îmi dau jos tricou. Bine! Dubla 2. Ia uite-l pe Drăgușin. Frumosul de el. Ia uite, se duce la poziția lui inițială. L-ai lovit la mână. E? Așa ca Benzema, care... frumos. Da. Schema Benzema. Hai că avem aici corner. Tielemans, adversarul nostru de la Euro. Bine! Oalele, ce intervenție!
Hai că a fost și ban. Deci final de meci aici pe Tottenham Stadium. Mai sunt eu și coreenii mei care au venit pentru Son. Alexanu, șef Framisu, a trebuit să plece acum vreo 15 minute ca să prindă show-ul la care deschide pentru micuțul. Am mai rămas eu până la final, s-au mai dat două goluri până de atunci. Bă, frumos! Clipuri cu stadionul lui Tottenham. Dar gata, hotel și mâine avem o altă zi lungă. Luni dimineața, o nouă zi, o nouă aventură. Șefii voștri favoriți. Suntem la Amazon Fresh, care la care ai fost tu. Are și magazin din ăla self checkout. Nu că self checkout, automatic checkout sau nu știu. Gen fără oameni și nu că îți carnezi tu produsul, nu faci nimic. Iei în mână chestii și le plătești. Da. Hai și la vedem. Final dai cu cardul. Ia. Sau poți să ai aplicația Amazon și strage direct, nu te mai dai nici cu cardul. Îți strage direct. Ai mâncat ceva, un snack? Aș mânca un snack. Din astea? Da. Băgam un cinnamon swirl din asta? Am țar cu nuci. Da. Hai, ia două din alea. Este dealul ăsta, meal, main, plus any snack, plus drink. Și ce fac? Ce înseamnă main? Deci avem așa. Uite, ăsta e main-ul. Deci sandwich. Ăla e snack-ul și acolo sunt drinksurile. Și dăm doar 4 lire, adică 20 de lei? Dăm 4 lire pe chestiile astea. Hai, vrei să luăm din asta? Păi îmi iau fried chicken. Nu, fried? am greșit. Îl pun la loc. M-a făcut să plătesc. L-am plătit. Băi, asta nu înțeleg. Acum cum știe el că ai pus două de alea? Asta e, frate, cum scanezi prin asta? Mamă, dacă câte scanere sunt, ai filmat scanerele? Bă, băiatule. Bă, eu iau din asta. Așa. Smoked ham and cheddar. Bă, și folosim punga asta ca pungă, a? Da. Să zic că Amazon că suntem eficienți. Smoked ham și cheddar. Bă, toate astea sunt snack? Da, mă, dar scrie snack aici. Bă, uite, hai, mă, să luăm din astea, mă. Ce e ala? Sausage roll. Aș lua iaurt, dar cum îl consum? Bă, poți să ții? Bă, pastici, mă, bă. Aș merge, pun de-asta, că vreau să slăbesc. Oats cu berry. Ia tu iaurt și granola. Așa, bun. Deci astea au fost snack. Da. Și drink. Bă, eu vreau chocolate milk. Bă, da, ai bași cu iaurt chocolate milk? Ah! Eu o să merg pe un clasico. Cola? Da. Bine, hai că merg și eu pe un cola zero, că vreau să slăbesc. E zero ăla? Cu lămâie. Și zici că mă duc la orice casă. Waste to pay. Physical card. Da. Nu, doar ai, uite aici. Aici, scan above. Aici? Nu, aici. Ok. S-a închis, n-a ieșit repede. Nu știu ce să fac. Păi ia-o pe lângă. Ce să faci? No. Tap again?
Amă, fi luat de două ori? Dacă am plătit de două ori. Bă, ce bună e viața. Nu știm dacă am dat. Bă, deci normal ar trebui să ne coste, cât eu dirăm, 6 lei? Cam 60 de lei. 60 de lei, dacă e mai mult de 70 de lei, e țeapă. Și dacă e 180 de lei, că am plătit de 3 ori sau ceva, și mai țeapă. Bă, nu poate să fie mai mult de 2 milioane. Da. Am pierdut. Pentru merită. Clipul ăsta, merită. Bă, ținând cont că noi facem $6 pe acest clip, că vă uitați voi, bă, merită total. În primul rând merită, da. Pentru că e cu banii voștri făcut. Da, mulțumim mult. Că mulțumim mult. Da. Hai, să mâncăm, prima gură. Da. Hai. Bă, vrei să facem, ca și al meu, în două bucăți și altul în două bucăți. Vrei să facem schimb după urmă? Al meu e slab. Ce înseamnă slab? E prost. Și dacă și ăsta e. Yeah. Bă, e rău și ăsta. Bă, e țeapă, e 20 de lei. Nu, mă, nu. Ideea e că Mega, sau în alte magazine care ne sponsorizează, la fel, știți cum sunt astea. Reci și simple. Ar trebui să facem drona, mă? Vă supărați dacă nu facem drona? Altul e mai ok, mă? Da. Tu are cel mai tare unt posibil. Și mi-e șorpeș. Ah, pe e. Eu care până să pornesc cu camera am zis mesh, mesh, în dragi. A, topes. Oh, bă, incredibil. Sincer, deși britanicile nu sunt frumoase, dar fiind Londra e foarte cosmopolită și din toate națiile, să nimerești trei femei pe azi, una după alta rar. Era o seară. Bă, uite, acolo cred că e un smash. Față, măcar față. Da, da, față, față prunc. dar picioare centaur. Bă, picioare british. Da. Cum s-ar zice? Da, butufănoasă. Îi ziceam lui Chef Bioff mai devreme că e un bar de oameni de culoare. E un bar de oameni de culoare lângă noi, foarte șmecher. Băi, eu cred că negri poți să zici. Da, mă, știu, dar nu vreau să mă iau ăia de la UEFA. Cum e asta, mă? Foarte bun. Știi ce-ar merge? E cu suc. Pâine cu suc, mă. Bă, noi... Mamă, abia aștept să guste. Sugar free. Stai sănătate curată. Bă, da, foarte bună asta. Bă, maple, știți și voi, mai cumpărat ceva. E ca Pepsi Twist-ul de pe vremuri. Am pus băutura în găineață. Am pus băutura în găineață. Bă, puțin găineață în Londra. Dar l-am găsit noi. Bă, și ieri. Era barul ăla de oameni de culoare lângă noi. Că acolo eram la poveste. Așa. Și foarte frumoase. Bă, chiar stăteam cu Cosmin. O să-i zic Cosmin ca să nu știți la cine mă refer. Și cu băieții. Și ziceam că, bă, o femeie nu e... Adică toate sunt superbe, nu știu cum să zic, toate sunt interesante, toate sunt frumoase, toate, gen. Sunt mai variate, mă. Da, asta, da, asta. Sunt foarte variate. Și erau pe toate, da, toate superbe, bă, nu că albele noastre nu sunt frumoase, de azi, deci cele mai frumoase. Cele mai frumoase. Dar erau nu superbe. Se compară, nu se compară. Da, nu se compară, dar pielea ciocolată, cum zice și țanca sau cine dacă zice. Aveau toate tocuri, eu n-am mai văzut așa, adică mai vezi femei pe tocuri. De da. 7, 10, 11, 15, bă, astea 20 plus. Și pentru că aveau tocurile astea, ai văzut cum au mers toate fetele astea de office, așa vă reușeau alea, bă. Și alea mergeau la club. Și mergeau? Da, da. Și eram, bă, ceau. Și până am văzut că aveau în picioare. Bă, deci pe mers, dar Marea Britanie, dacă mergi normal, ieși în evidență. Am luat autobuz. Urcat în autobuz, am luat rândurile astea din spate ca șmecherii. Da. Eu zic că e ok. Da. Două ore în frig, e două... ok. Uite cât două ore. Și aici ce e, mă, zbași căști, mă? Da, mă. Cer căști. Apăs și îmbim căști? Nu, cred că de jos. Trebuia să iau căști? Vrei să asculti? Ar merge, ar să ții așa, nu? O cască. Ia, duc să întreb dacă e de jos? Da, du-te că jos, e sigur. Am luat acest City Sightseeing Hopon Bus descoperit. Era 40 de lire de persoană, dar am mai dat 5 lire să avem și cruise, boat cruise, în pachet. Deci la final ne ducem și cu vaporașul. Cu ocazia asta am făcut rost de niște căști cu jack, să mai luăm la plecare. Ba, am crezut că n-a funcționat, dar pare că a funcționat, a? A, dar nu-s cu jack, mă. Ta... Bă! Hai că am ieșit pe plus, am venit banii. Da, cât e? 40 de lire? Cât a fost? 40 de lire, 45. E muzica acum.
E muzica? Da. Bă, dar ce mișto. Când luați căștile astea, unde dracu e, ce fac? E mereu sub. Ai simțit-o, bam. Ai bâzbuit-o, ca noaptea, știi cum e, o simți. Îl pun la oameni, ia, vedeți dacă se aude. Aud, mă, se aude, îți dai seama. Muzică bună. N-am filmat prea mult, că stăm în traficul ăsta, așteptăm să ajungem și noi la ceva, să zică ceva în căști. Bă, asta ar fi un hot tip, deși nu știu cum e în timpul weekendului. Nu luați. În primul rând, în primul rând vă uitați la noi. Nu, în primul rând nu mai veniți la Londra. În al doilea rând, uitați-vă la noi. În al treilea rând, cred că în timpul săptămânii e mai aglomerat centrul ăsta cu mașini din astea care au treabă. Planul nostru acum este să mergem până la Buckingham Palace cu ăsta, să coborâm, să mergem pe jos pe acolo, pe la una, două chestii și după aia să luăm barca înapoi. Nu știu dacă se vede, ridică așa un pic. Acolo este St. Paul Cathedral și credeam că trecem prin fața ei. Bine, cred că ajungem în fața ei, dar trebuie să luăm toată coloana asta. Da. Și... na, pare că nu o vedem chiar cum trebuie acum. E cam superbă. Filmează acum, poate o prindem doar acum. E cam mișto. Aici stă Papa Ioan Paul al II-lea. Deci noi acum auzim în căști ceva de la femeie și vă zicem și vouă. Hai mă, că se vede frumos. De ce view? Bă, ce view? Ăla e Tate Museum. Da, e foarte populară ca clădire, asta ne-a zis femeia. A zis mai multe lucruri, dar atât am ținut minte. Noi și pățim în minte, suntem frici. Dar e și frig. Adică a venit un frig cu soarele ăsta? Hai de capul meu. Smash. Și că aici sunt niște pescari de ăștia autorizați care caută în Tamisa chestii, artefacte, șmecherii. 50 de lire să urci în ea. Da, e mare, frate. Headquarters of the Ministry of Defense. E mai șmecheră decât Budapesta, Londra? Aha, e peste. Aici e podul de Sântăia cu Alba Neagră, româna și noștri. A, da? Da. Poate îi prindem. Uite, ceasul e 12 fără un sfert. Mamă, la 12 zici că bate? E o campanie ceva, a? Voi ce ziceți? Da, eu zic că e reclamă la ceva. Ia uite, s-au întors. Ai, recu. Ia uite asta. Băi, ești nebun. Ați mai fost voi vreodată așa de aproape de Big Ben? Big Ben! Big Ben! Big Ben! Hai să zicem, Big Ben! This is Big Ben! Bă, dar îi dă tare să nu filmăm și noi nimic. Da. Ți-ai dracu. Ce repede am dat. Bă, ce frumos se vede. Altă chestie pe care vreau să o arăt oamenilor, că nu știu dacă e pe cameră. Da. Știți că noi avem macarale din alea perpendiculare, în sensul de ridicată și apoi unghi drept. Bă, da. Ăștia au macarale în sus, bă, unghi de ăsta de 170 de grade. Da. Care ocupă foarte puțin loc și poate să bage 4 macarale să lucreze în același timp. Aici n-ar avea loc decât una românească. Foarte interesant asta. Eu scot asta, că nu mai pot cu femeia asta. Gata, am scos. Vorbea prea mult, frate. Tanti asta. Hai, aici. Dă căștile să le bag la buzunar. Să-mi arăt și mie de unde se iau, ca să mai luăm câteva la plecare. Băi, fix cutie, e cutie de plecare, la modul bagi mâna, acolo și ce. Ia uite ce casă frumoasă. Da. Bă, deci noi am coborât acum. E un pic diverted traffic, că în timpul schimbării de gardă se diverted traffic. Hai că suntem la Buckingham Palace. Am ajuns la 12:05 și la 12 s-a făcut schimbul ăla de gardieni. Gen, băiatul ăla e fresh. Da, ăsta e Buckingham, nu? Adică n-are ce să fie altceva, nu? Ăsta e, nu? Asta e. Aici e unde a fost ăla... Aici doarme regine, doarme regine, da. Pardon. Nu, dar acolo, doarme aici. Ci că când e steagul... Uite, e steagul ridicat, foarte bine. Adică când e steagul așa... E plecat? Nu, când e steagul futurând, e regele înăuntru, ci că... Nu, e mă, e la Sibiu, la noi acolo, unde se place lui, la Vișcri. La... Bă, ai de capul meu cum a trecut aia pe lângă capul tău. Bă, hai că știți că șevra misu e fiert pe animale. Bă, dacă ce obișnuită e cu oamenii, efectiv nu pleacă nicăieri. Ești da, dar avem doar granola. A, uite un roțoi. Și-au făcut analizele, vezi? Au aia de la analize. Dar și ăla din spate, porumbelul ăla, se dă gâscă, ce nebă stă acolo. Un foiat. Sunt niște pelicani pe bancul celălalt unde e soare. I-a dat, a? Bă, dar ce-s astea, mă? Că și astea sunt interesante, gen gustoase. Sunt gustoase, sigur, și porumbii ăștia-s gustoși. Porumbii ăștia-s gustoși, dar astea negre, sigur, sunt capul eu. E, ca niore aici.
E o Reda mai mare. De 40 de ori mai frumos și mai mare și cumva arată mai natural. Bă, ce-ți vine să pui mâna pe ea? Ia uite ce frumos e aici. Where's Mr. Abby? House of Parliament și Big Ben. Se vede foarte frumos pe video ăsta. Se vede un pic mai frumos decât cu ochii liberi. Bă, deci aici suntem la Alba Neagra. Alba Neagra acolo, românașii noștri. Incredibil cum funcționează Alba Neagra în ziua de azi. Am luat și cruzul. Ce frumos. Bă. Greek style yogurt, mixed berry compote. Mamă. Ia uite. Ce-l dracu e asta? Ia uite. Who would like option 2, the live commentary on their way down to town? Doar noi am luat camera. All right then folks, you've got a couple of you around the boat. I will give it my best shot, okay? I'm not a professional tour guide, I'm only a crew member. So if I get anything wrong, please feel free to keep it to yourselves. That is Royal Festival Hall, and it is the last building of the Great Festival of Britain. And it was built as a morale booster after World War II. Many famous people have sung in that building during their career, and to name a few. We had the likes of Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston, and even Frank Sinatra himself. Over to the left, we've got the stone Egyptian obelisk, Cleopatra's Needle. Now, Cleopatra's Needle, that's the oldest thing that you'll see here in London today. And it's even older than London itself. That needle is over 3,500 years old. They build them in pairs. We have this one on the left-hand side. On the Victoria Embankment here in London, the sister needle to that one. It resides in Central Park, New York City. Wow. This bridge here was built using an 80% women workforce. And ladies, you will be pleased to know, it even stands now still to this day. Here is the only bridge ever to be made on time and under budget. So well done to the ladies. Well done. Now, Londoners do tend to give buildings nicknames here in London. And this building here has earned its nickname as the Kim Kardashian. I'll let you guys figure that one out for yourselves. The brown brick building over to your left, this is the City of London School for Boys. If we have any Harry Potter fans on board this boat today, this is where Daniel Radcliffe went to school. That will cost you £30,000 a term. Now, if you are spending that amount of money on your children's education, you would expect them to come out with some sort of magical powers. We have a very iconic photo coming into sight, ladies and gents. We've got a double-decker red bus on the centre arch of Tower Bridge. Make sure you get that photo, okay? That's what we like to call the money shot here in London. That photo there will cost you £5 on a postcard. You're getting it on this boat for free today. A venit vreo să ne ducem la avion? Eu? Da. Așa. Eu mai stau. Hai că a fost totul cam pe repede. S-a tăiat brusc la turul ăla, nu știu cât o să vedeți. Deci la avion, top, hai. Să ții și căștile. Mamă, lele, pare că le-ai și... Bă, căști, cadou, șef la făculițe, concurs. Ne gândim imediat ce să... Le câștigați. În ce oraș vreți să mai mergem împreună, din afara României. Lăsați în ce oraș vreți să facem tururi în afara României, căștile noastre purtate. Purtate două bucăți. Hai, pop. Hai mă, că am venit pentru voi și aici. Bă, deci ca să știți cum ajungeți, este acolo, aproape la intrarea la platformele 9 și 10, din King's Cross Station. Gata, boșilor, ne îmbarcăm. Ne întoarcem acasă. Am ajuns în Glasgow, îl avem aici pe Ianis. Drăgușin, Ianis, hai România. Hai România. Ianis, ai un mesaj pentru România? Hai România și să ne vedem la mondial.
Bun, cum e cu Mircea Lucescu? Eu acum pun întrebări. Bă, să zici absolut nimic. Gata, nu mai, gata, nu mai răspundem la nimic. Pa. Nu facem la fel ca alții, fără să-i scui invitații. Știi că n-am timp de relații, cu fetele sunt ca frații, banii și lanțuri reații. Ăsta s-ar putea să fie cel mai bun clip de Patreon. Fraților, data viitoare când venim la Londra, dacă ținem Patreonul ăsta activ, băgăm un din ăsta, frate, Legrand, care e private tour. După cum vedeți, unul mănâncă jos, are pat, are haine, sus are angajații, cred că e restaurant sus. Mi se pare extraordinar. Bombe. Am zis cuvântul care se înțelege internațional în toate limbile. Dacă nu vine un polițist la noi în următoarele 2 minute, este bine. That's St. Catherine, no, that's their spare boat. That's what they give Prince Harry when he comes here, back in to London. Știi ce m-am mai surprins așa pe stradă făcând? Vorbându-mă la oameni. Știu. Bă, și tu? Dar tu așa ești tu. Nu, dar de și tu? Nu, neapărat, eu nu mă holbez atât de mult. Nu mă holbez atât de mult. Ține minte că ăsta le ieși pe șână. Și ei stau acum undeva și mănâncă și se... Mai țineți minte pe amărâtul ăla ieri? S-a uitat la noi? Din țara aia, știi tu. Aia, la marginea Europei. Uite ce mare e aia aici, nebun la cap. Ce, scoica aia? Da, scoica. Dar e doar carapacea. Păi știu, știu, dar gen, o puneai la ureche, auzeai toată marea. Eu am început o dietă acum de la 1 noiembrie. Wow! De da, ieri? De alaltă. Dar, bine, pe 1 noiembrie am mâncat, de la Five Guys. Dar pe urmă, pe 2 noiembrie am zis că încep o dietă și nu mai mănânc nimic dulce și nimic după ora.